În urma acestor misiuni de control și de monitorizare au fost întocmite 12 procese verbale de control, în care s-au dispus 119 măsuri ca urmare a deficiențelor constatate, scrie Vocea Transilvaniei.ro. De asemenea, s-a constatat că entitatea verificată nu a respectat standardele minime de calitate pentru serviciile sociale. În același timp, structura de personal este insuficientă, neputând să asigure activitățile și serviciile necesare. În ceea ce privește spațiile pentru pregătirea hranei, la unul dintre centre, bucătăria nu corespunde din punct de vedere structural și funcțional din cauza lipsei spațiului de depozitare, lipsa unei chiuvete sau a sursei de apă caldă. În urma acestui control, s-a luat decizia de a propune Ministerului Muncii închiderea tuturor celor trei cămine.